Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrada Găroc și vă prezint jurnalul Știi TV. Mai este puțin până la Crăciun și colindătorii au pornit din ușă în ușă pentru a vesti nașterea Mântuitorului. Astăzi am primit și noi colindul adus prin glasurile celor 16 elevi din Ațintiș, prezenți din nou în platoul televiziunii Știi TV. Scoală gază din pătuș, florile galbe și ne dă un colăcuș, florile, florile galbe. Că mămuca n-o făcut, florile d-albe, sâtă gheasă n-o avut, florile, florile d-albe. De când sunt o căpătat, florile d-albe, covata i s-o crăpat, florile, florile d-albe. Colindul, obicei din Străbun, este dus mai departe de tinerele generații, coordonate atât de profesori, cât și de directorul instituției de învățământ din localitatea Ațintiș. Noi venim de la școala gimnazială Ațintiș, împreună cu un grup de colindători ai școlii. Ne bucurăm că avem prilejul să transmitem tuturor bucuria așteptării nașterii Mântuitorului. Dar ce vreau să vă spun, copiii sunt foarte încântați, ei colindă în ajunul Crăciunului la noi, la Ațintiș, se merge la colindat, din casă în casă, putem să spunem. Ioan Șoptărean, profesor de educație muzicală, este cel care reușește an de an să reunească elevii școlii gimnaziale pornind la colind. Colindăm, colindăm iarna cu colinde românești, noi umblăm a colinda în seara de Crăciun, pe la casa altuia în seara de Crăciun. Dincolo de pregătirea pentru perioada premergătoare Crăciunului, dascălul ne-a mărturisit că școlarii pasionați de muzică pregătesc momente artistice dedicate cinstirii Armatei Române și Zilei Naționale a României. Colizele se păstrează din generație în generație, deci de la părinți, de la bunici și noi la școală le inițiem. Deci noi păstrăm în continuare tradiția și ne bucurăm că părinții sunt de acord, le sprijină și noi ajutăm să ducem mai departe tradiția atât a cântului cât și a portului popular. Îmbrăcați în costume populare, specifice zonei pe care o reprezintă cu cinste, elevii au pășit sfioși în platoul televiziunii noastre dorind a ne aduce un strop din spiritul sărbătorilor de iarnă. De când eram mică îmi plăcea foarte mult să cânt și când domn profesor a zis hai și tu la cor, m-am bucurat, vă dați seama că îmi place să cânt. Și începând să cântăm și îmi plac melodiile, e frumos. Se ocupă foarte mult de noi și mai ales dacă greșim nu ne ceartă, ne învață mai tare și cu ajutorul lui vreau să vă spun că am învățat să cânt mult mai frumos. Colind de când eram mic. Îmi place să vestesc nașterea Domnului Iisus Hristos. Ce-ți place ție să colinzi? Îmi place să vestesc nașterea Domnului, să fac fericiți pe oameni. Elevii ne-au mărturisit că păstrează tradiția colindului, reunindu-se an de an în pragul Crăciunului. Noi le mulțumim pentru urări, astfel că ne-am dorit să aducem și în casele dumneavoastră colindele din glas de copil. Rămâi gazdă sănătoasă cu o colindă frumoasă, de colindă v-a plăcut să ne dați un colăcuț. Și o creangă de busuioc, Dumnezeu vă dea noroc. Și o creangă de mentă preață, Dumnezeu vă ține în viață. Mari și tari și sănătoși, buna suflet și frumoși, mai bogați, mai veseloși, prunci și crească sănătoși. Și pentru toți mai mici, mai mari, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Întregitul bătrânel cu plete d-albe îi așteaptă și în acest an pe copiii mici și mari în căsuța sa din centrul orașului nostru pentru a le afla dorințele regăsite în scrisori. Astfel că, nerăbdător să-l întâlnească pe Moș Crăciun, copilașii, alături de părinți, îl răsplătesc cu poezii și cântece pentru a nu uita nici de această dată de cadourile așteptate sub brad. Bătrânelul care ne-a înveselit copilăria și a făcut ca zilele de iarnă să reprezinte pentru fiecare așteptarea nesfârșită, dar și o sărbătoare, e acum în căsuța lui fermecată, aflată în centrul orașului nostru. Moșul îi așteaptă pe micuții târgu mureșeni în fotoliul feeric, decorat cu ornamente specifice sărbătorilor de iarnă, pentru ca ei să-i spună poezii și să-i cânte cele mai frumoase colinde. Să-mi spui și mie ce-ți dorești tu de la moșul, că văd că aștept să ajungi lângă el. Îmi doresc o cutie de Lego. Ai scris scrisoare sau încă nu? Încă nu. Prezența moșului în perioada premergătoare Crăciunului face ca entuziasmul să strălucească în ochii micuților, astfel încât nu numai copiii simt din nou căldura sărbătorilor, ci și părinții sau bunicii, care acceptă provocarea reprezentată de acele câteva minute necesare unei discuții cu cel mai iubit personaj. Să știți că primesc foarte multe scrisori, în principal vor jucării,
Bineînțeles, dulciurile nu lipsesc și vin și îmi cântă și îmi spun și poezii. Ca în fiecare an și de această dată, zeci de copii au stat la rând pentru ca Moș Crăciun să le primească scrisorile încărcate de dorințe ascunse și pline de vise și dragoste. Astfel, am fost și noi curioși ce și-au dorit de la el și i-am întrebat care a fost motivul pentru care, în ciuda frigului, au ales să vină și să-l vadă pe iubitul bătrânel. A fost bine și mi-a dorit două bombonele. Ești bucuros că o să-l întâlnești? Da. De ce? Că vreau. Ei bine, chiar dacă vom avea parte sau nu de zăpadă în seara de Crăciun, moșul promite să ajungă la toată lumea, încercând să îndeplinească cât mai multe dorințe. Colinde și povești din suflete inocente au fost aduse în dar oamenilor inimoși care au ales să dăruiască acum, în prag de sărbători, un mic sprijin copiilor de la Casa Sfântul Iosif, aflați în grija celor 12 surori din congregația Inimi Neprihănite. Fiindu-le insuflat respectul și dragostea pentru tradiție și frumos, cei 50 de membri ai corului Inimioara au adus vestea nașterii Mântuitorului în sala mare a Palatului Culturii din Târgu Mureș. Aici, la Târgu Mureș, am venit cu corul Inimioara, format din 50 de copii și vrem să vă bucurăm și să fim aproape de dumneavoastră de sărbători și să vă aducem bucuria pruncului Iisus care se naște și bucuria copiilor care s-au pregătit și așteptau cu mult, mult drag să ajungă aici. Doamna Sandra O'Connor vine mereu la noi în casă și dânsa ne-a propus acest spectacol și noi am fost bucuroși să răspundem invitației dânsei. Casa Sfântul Iosif oferă adăpost, educație, grijă și dragoste atât celor 150 de copii aflați în plasament, cât și celor aproximativ 50 de tineri care au răsplătit efortul surorilor prin continuarea studiilor. Fiind vorba despre copii și fiind vorba despre o activitate caritativă, cred că este datoria instituțiilor publice și instituțiilor culturale să sprijine asemenea evenimente și să ofere copiilor șansa și nu numai șansa, dar și bucuria de a veni la Târgu Mureș să vadă această clădire frumoasă, să audă acustica acestei săli, să efectiv să beneficieze de tot ceea ce putem noi oferi. Dincolo de repertoriul de colinde și poezii, gândurile și sentimentele micuților au fost adunate într-o carte la îndemnul psihologului Sandra O'Connor. Copiii Casei Sfântul Iosif din Otorheiu Secuiesc au publicat o cărticică de povești și acum susțin un concert de colinde și o mică scenetă pe care au pregătit-o ei împreună cu surorile care au grijă de ei. Iar acest eveniment este un eveniment caritabil în care toți donatorii au primit drept cadou una dintre cărticele de povești scrise de către copii și am reușit până în acest moment să adunăm 3.890 de lei pentru casa de copii de la Odorhei. Spectacolul caritabil pregătit de copii reprezintă un mod prin care aceștia și-au arătat aprecierea față de cei care au ales să îi sprijine oferind diverse donații. Dăruiește tuturor celor din biserica bucuria ta, bucuria celuia care face noi toate lucrurile. Usucă lacrimile secrete ale atâtora care nu au curajul să plângă în fața altora. S-a aprobat rectificarea bugetului județului Mureș și polițiștii mureșeni au confiscat petarde din categoria 1 și 2. Detalii, dar și alte informații aflați în știrile pe scurt. Consilierii județeni au aprobat în ședința extraordinară de ieri rectificarea bugetului județului Mureș cu suma de 7.024.000 de lei, din care 6.215.000 de lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare și 809.000 de lei cote defalcate din impozitul pe venit. Pentru județul Mureș s-au alocat prin ordonanța guvernului numărul 86/2016 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate în volum de 6.830.000 de lei. În baza acelui
același act normativ, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a primit suma de 3.077.000 de lei pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap. În urma analizei execuției pe 11 luni ale acestui an, se propun unele reașezări în cadrul aceluiași volum bugetar în baza solicitărilor fundamentate primite de la instituțiile subordonate Spitalul Clinic Județean Mureș. Astfel, printre altele, Spitalului Clinic Județean Mureș și s-a realocat suma de 800.000 de lei pentru achitarea parțială a plăților restante, în timp ce Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni 400.000 de lei pentru achitarea arieratelor și plăți restante. Suma totală repartizată pe unități administrativ-teritoriale pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobată prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 86/2016, este de 3.799.000 de lei, din care 3.361.000 de lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrare și 438.000 de lei, cote defalcate din impozitul pe venit. Fiecare din cele 102 administrativ-teritoriale din județul Mureș au primit sume cuprinse între 37.000 și 42.000 de lei. De asemenea, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenț, a anunțat componența Comisiei de Analiză a Activității de la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș. Astfel, comisia va fi condusă de vicepreședintele CJ Mureș, Alexandru Câmpian, și va fi formată din consilierii județeni Osaloș Gavril, Ervin Molnar și Cosma Monica, precum și din funcționarii din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului, Alin Mărginian, director executiv Direcția Economică, Monica Dohotariu, consilier compartimentul Patrimoniu și Servicii Publice, Petru Dan Danciu, auditor, Elena Popa, șef Serviciu Resurse Umane, Coco și Andraș, consilier juridic și Carmen Pătran, șef Serviciu Investiții. Potrivit dispoziției președintelui privind înființarea comisiei, aceasta va verifica toate aspectele ce țin de activitățile principale ale regiei stabilite în regulamentul de organizare și funcționare. De asemenea, vor face obiectivul verificărilor orice aspecte aflate în legătură directă sau indirectă cu finanțarea publică acordată de CJ Mureș, patrimoniul încredințat spre administrare, precum și orice acte și fapte juridice în legătură cu obligațiile sau măsurile impuse regiei prin acte de audit, control, verificare stabilite de autoritățile competente. Comisia își va desfășura activitatea până la data de 28 februarie 2017, constatările, concluziile și propunerile concrete ale comisiei urmând a fi cuprinse într-un raport. Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Sovata au identificat și depistat în piața săptămânală din oraș doi bărbați din județele Mureș și Hunedoara care comercializau produse pirotehnice. Cu ocazia controlului corporal efectuat asupra celor doi bărbați, au fost descoperite 1636 de petarde clasa a doua, fără ca cei doi să fie autorizați în vederea comercializării unor astfel de produse. Cercetările sunt continuate sub aspectul infracțiunii de comercializare către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni. Totodată, patrula de siguranță publică de la Poliția Municipiului Sighișoara a observat pe strada 1 decembrie 1918 un tânăr care oferea spre vânzare materiale pirotehnice, mai exact petarde. Tânărul de 18 ani a fost condus la Poliția Municipiului Sighișoara, iar cu ocazia controlului asupra bagajului acestuia au fost găsite 200 de petarde din categoria 1 și 600 de petarde din altă categorie. Materialele pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comercializare către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni. CFR Călător dă startul sărbătorilor de iarnă prin organizarea evenimentului Terenul lui Moș Crăciun, care pornește în călătoria sa magică astăzi, 13 decembrie 2016. Ajuns la a patra ediție, evenimentul este dedicat celor mici și are o implicare socială în viața comunității. Terenul este format din vagoane care poartă pentru o zi numele faimoșilor reni ai lui Moș Crăciun, Rudolf, Comet și Dancer. Pornim astfel într-o călătorie magică și o atmosferă de sărbătoare, într-o lume plină de veselie și zâmbete cu și pentru copii, cu spectacol de magie, expoziție de desene, trenulețe electrice și cu povești din lumea minunată a copilăriei. Invitații speciali ai evenimentului sunt micuții de la Casa de Copii SOS Satele Copiilor, mulți dintre ei aflându-se la prima lor călătorie cu trenul. Pe parcursul călătoriei, copiii vor învăța că trenul este cel mai prietenos mijloc de transport cu mediul înconjurător și că regula de bază pentru a călători este aceea de a avea un bilet. Aproape 150 de copii încep astăzi aventura de căutare a lui Moș
Paști Crăciun în călătoria cu trenul pe ruta București-Sinaia, în cadrul evenimentului special organizat de CFR Călători. În așteptarea lui Moș Crăciun, timp de aproximativ 6 ore, micuții vor participa interactiv la diferite acțiuni. Vor vizita celebrele saloane regale din București și Sinaia, expoziția de trenulețe electrice, se vor bucura de expoziția de desene organizată în tren, iar la întoarcere un călător special se va afla în tren alături de copii. Bineînțeles, Moș Crăciun. O parte din specificul sărbătorilor de iarnă a fost adus la Reghin prin spectacolul de colinde Bucuria Nașterii Mântuitorului, organizat de Casa de Cultură a Tineretului George Enescu, cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local. Interpreții care au urcat pe scenă au oferit publicului prezent un adevărat regal al colindelor tradiționale. Menirea activității cultural-artistice Bucuria Nașterii Mântuitorului a fost de a transmite emoția Crăciunului într-un cadru împodobit de iarnă. Toate activitățile noastre sunt dedicate comunității pe care o reprezentăm categoric și cu atât mai mult cu cât ea câtă Prodopiatul Reghin și corurile bisericești din Prodopiatul Reghin participă alături de noi la această activitate. Este o activitate dedicată corurilor din Reghin, bisericilor din Reghin, bineînțeles. Soliști reghineni, coruri din Toplița, Sighișoara, Alba Iulia și Reghin au reușit, prin colindele tradiționale, să transmită bucuria nașterii Mântuitorului. În fiecare an se cuvine ca să ne pregătim și noi ieslea sufletului, ca să o primenim, să fim mai buni, mai drepți, mai binevoitori, mai vesel și să deschidem sufletele ca în sufletele noastre să se nască pruncul cel sfânt, să ne aducă bucurie, liniște, pace și liniște în suflet, în familie și în societate. Artiștii s-au bucurat că au avut și de această dată ocazia de a se număra printre cei care răspândesc spiritul sărbătorilor de iarnă. Acasă este cel mai frumos public pe care l-am întâlnit în viața mea, oriunde am fost în această lume. Acasă e acasă. E ca și cum mergi prin toată lumea și când ajungi în pragul sărbătorilor, lângă părinți, lângă cei dragi, te simți iubit, te simți alintat, te simți acasă. Reghinenii și-au deschis sufletele pentru a primi colindul sfânt. Centrul Astra pentru Patrimoniu este în slujba mărturiilor istorice încă din 2011. Cu o suprafață de 2700 de metri pătrați, spațiul multifuncțional construit la standarde moderne, cu eficiență energetică maximă și microclimat controlat, deservește depozitele pentru colecțiile de patrimoniu, laboratoarele de conservare și restaurare, precum și Centrul de Pregătire a Conservatorilor și Restauratorilor din România. Centrul este situat în Muzeul din Dubrava Sibiului, în afara expoziției în aer liber și se adresează specialiștilor din domeniul conservării restaurării patrimoniului etnografic. Aici funcționează unul dintre cele mai moderne laboratoare de profil. Muzeul Astra deține cel mai important centru de conservare-restaurare din centrul și sud-estul Europei. Este o mare onoare pentru noi, cei care lucrăm în cadrul centrului, să putem beneficia de spații adecvate, de aparatură specială pentru obiectele de patrimoniu, de depozite care practic găzduiesc aproximativ 27.000 de obiecte. În cadrul laboratorului de restaurare și conservare au loc de-a lungul anilor numeroase activități de renume internațional. Acțiuni deosebite, recunoscute la nivel național și internațional. Amintesc workshopul de restaurare icoană pe sticlă, aflat deja la a treia ediție. Anul acesta au participat foarte mulți tineri din România, Statele Unite, Canada, Germania, Republica Macedonia, Republica Moldova. Cred că acest eveniment a avut un impact extraordinar. Este vorba totuși de domeniul restaurării patrimoniului. Laboratorul deservește Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra din Dumbrava Sibiului, acoperind domeniile de restaurare ceramică, textilă, lemn, policrom, piele, investigații chimice. Dotorile sunt de ultimă generație, asigurând maximul de condiții pentru gestionarea activității specifice colecțiilor. Atât pentru astăzi. Dacă aveți informații sau imagini care pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știri@ctv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ctv. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. La revedere!